Te mai voiam, nu știu dacă sunt live, sunt live. Ok, încă o chestie mai doream să spun, pentru că sunt sigur că vor veni discuții. Am și văzut deja în unele locuri niște postări care încercau să bage zizanie între Steaua Liberă și Asociația Steliștilor 47. Dați-mi voie să vă spun că nu există niciun... Da, Marius Daniel, este o scurtă completare. Nu există niciun fel de război între Steaua Liberă și Asociație. Unul la mână. Nu ne interesează să facem rău Asociației. Nu ne interesează să facem absolut rău nimănui, pentru că tot ce ne interesează este să fie bine clubului. Asociația a fost dusă de nas. Atâta vă spunem. Discuțiile pe care le-am avut noi cu ei... aici au fost. Ei au crezut că nu se poate. Ei, de fapt, n-au crezut că se poate atât de rău. Și, de fapt, s-a putut să fie atât de rău. Dar da, nu e vina lor. Ei au încercat să facă ceva. Au fost duși de nas. Foarte bine, de oameni. Lăsați-mă în pace. Au fost duși de nas de oameni care... au vrut răul Stelei, asociația cu siguranță a vrut binele Stelei, nu mă îndoiesc de acest lucru. Și nu, din nou spun, Steaua Liberă nu este în conflict cu asociația, nu avem războaie cu ei, nu vrem să-i distrugem sau ce spune, ce tot spune lumea peste tot, habar n-am, ăstea-s prostii, da? Pe noi ne interesează binele Stelei, pe ei îi interesează binele Stelei și suntem siguri că... așa, gata, am scăpat de ea. Și suntem siguri că în timp suporterii vor reuși să realizeze ceva pentru echipa noastră. Mai departe, atâta. Este doar o clarificare, adică nu-i ceva neapărat special. Probabil că nimeni n-o să țină cont de chestia asta, dar eu atâta, vă rog, în momentele astea, haideți să fim uniți pentru echipă, nu împotriva echipei. Nu alături de conducerea clubului, nu alături de jucători și alături de antrenori. Nu, nu trebuie să fim alături de oamenii aceștia, trebuie să fim alături de Steaua. Pentru că clubul e mai presus de oricine, e mai presus de suporteri, e mai presus de jucători, de antrenori. Over and out, fraților. Forța Steaua!